Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Fii un om împăciuitor. Ferice de cei împăciuitori. Matei, capitolul 5, versetul 9. Un om care iubește pacea se îngrijește de propriile sale interese. Un om împăciuitor se pune la dispoziție ca să-i ajute pe ceilalți. Nu e ușor să faci pace. Când vrei să fii un mediator, descoperi că cel ce stă în mijlocul drumului este lovit din ambele părți. Să fim cinstiți. Uneori este mai ușor să trăiești într-un climat de teamă și animozitate decât cu iminența schimbării care vine prin reconciliere. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, ne îndeamnă Pavel în epistola către Romani, capitolul 12, versetul 18. Asta înseamnă că trebuie să înveți să vorbești și să interacționezi cu oameni care gândesc altfel decât tine. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să-ți schimbi viziunea sau mesajul, ci înseamnă că trebuie să-ți schimbi abordarea. A face pace înseamnă a te angaja într-un dialog real cu doi oameni și nu în mușcături crâncene cu o singură persoană. Nimănui nu este ușor să-și accepte respingerea. De aceea puterea persoanelor împăciuitoare este atât de crucială în rezolvarea conflictelor. E un obiectiv prea înalt pentru a te aștepta ca toate diferențele să se omogenizeze ca într-un creuzet. Un scop realist este ca o salată, o combinație de ingrediente în care fiecare își păstrează aroma și textura originale. Adevărata pace începe în inimă, nu în minte. Biblia spune, dragostea nu va pieri niciodată. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8. Când oamenii se simt iubiți și înțeleși, ei dau la o parte barierele și încep să aibă legături unii cu alții. Și când se întâmplă asta, problemele se rezolvă și inimile și mințile se vindecă. De aceea a spus Domnul Iisus, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Fii dar astăzi un om împăciuitor.